căruiș binecuvântat să fie în numele Domnului. Îi mulțumim Domnului că El ne mai înștiințează, îi mulțumim Domnului că El ne învernicește să stăm la masă cu El. Azi noapte, azi pe dimineață am avut o vedenie de la Domnul, a venit Domnul Iisus Hristos la mine și a spus așa în felul următor. În noaptea în care am fost vândut, am luat o pâine și în mâna Lui a apărut o pâine rotundă, bine crescute, dacă știți cum sunt pâinile acelea de la turci, acelea crescute, și după aceea au spus, dar sunt unii oameni stricați la minte, care strică adevărul lui Dumnezeu. Și mi-a arătat un frățior, o să-i spun lui personal, care citea în Biblie, dar citea în Vechiul Testament, dar pentru el cartea era închisă. Nu putea să înțeleagă nimic, degeaba citea. Și Dumnezeu să ne binecuvinteze, să ne ajute să rămânem în adevăr și să ne apropiem de Dumnezeu cu o inimă curată, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu, cu un cuget spălat, cu trupul spălat cu apă curată și cu credință deplină. Și Dumnezeu să ne binecuvinteze la lucrul acesta.